Gigi Becali, Dan Diaconescu, Marian Vanghelie, nu știu dacă mai am timp pentru Gheorghe Ștefan și alții, am spus doar câteva. Să-i luăm pe mânt. Gigi Becali. Vedeți, dumneavoastră nu știți că sunteți prea tineri. Exista un actor în România, Grigore Vasiliu Biglic, care, prin simpla apariție pe scenă, fără măcar să deschidă gura, toată sala pufnea în râs. Nu vă dați seama că ăsta e de cali. Ăsta este. Evident, acolo era vorba de un actor, aici e vorba de un om care prin natura sa generează umor. Eu aș propune să se, chiar să se pună în comerț un DVD cu următoarele situații care îl implică pe Gigi Becali. Dialog între Gigi Becali și Becali și Dan Pavel pe teme de filozofie și de științe politice. Dacă vreți, vă știu neproduc începută la acest dialog. Neapărat, neapărat. Domnule profesor, am auzit vorbindu-se de filozofie. Vreți să-mi spuneți mie în două vorbe despre ce e vorba? Ce este asta? Domnule Becali, e simplu de tot. Filozofie înseamnă căutarea înțelepciunii. Asta? Păi, domnule, eu asta fac de când mă știu eu. S-ar vreca să ne plățișeze. Asta e începutul dialogului. Turma, în același minidiv, piesa a doua, dialogul dintre Gigi Becali și Sergiu Nicolaescu, care îi propusese să accepte să fie, să interpreteze un rol într-un film al lui Sergiu Nicolaescu. Și Sergiu Nicolaescu i-a spus dacă Gigi Becali, uite, pe dumneata în filmul meu o să te cheme Belciug. Nu accept. Păi de ce nu accept? Unde ai văzut dumneata personaj pozitiv cu numele de Belciug? Că eu nu accept decât să interpretez decât personaje pozitive. A treia piesă. Declarația lui Gigi Becali la prima apariție în Parlament. Privind în jur, spus, mă uit în jur, văd multă lume cunoscută, nu ca la Parlamentul European unde mă uitam și nu mă cunoșteam pe mine. Aici e locul meu natural. A patra piesă, care mi se pare cea mai puternică, Gigi Becali și-a dat seama că nu poate să facă față la, și la mandatul de parlamentar european și la cel de parlamentar în România. Și s-a decis să renunțe la mandatul de parlamentar european. Și aici însă el, acolo, în Europa, în partea Partidului România Mare, problema trebuia rezolvată de Partidul România Mare. Și Partidul România Mare, în loc să-l înlocuiască pe Becali cu cel imediat următor pe listă, care era Micăescu, a desemnat o altă persoană. Zanfirescu, nu știu. Becali s-a trezit invitat de o jurnalistă de la o televiziune să-și pună părerea în această chestiune. Dar era în emisiune și Micăescu. Ei, urmează o scenă absolut memorabilă. Becali îi spune jurnalistei. Uite, domnișoară, ți-ai vopsit părul? Parcă avea părul. Asta începe. Uite, eu acum ce să vă spun? Să știți că aici m-ați prins într-o situație în care
Eu nu pot, nu am voie să spun ce gândesc. Și prima se îndreaptă cu privirea către Nicăiescu, că era arătat și el băilat. Domnul Nicăiescu, mă înțelegeți? Eu să știți că eu vă respect și vă apreciez foarte mult, că eu vă dau dreptate, că dumneavoastră meritați. Dar eu n-am băielă, pot să vă cert cu domnul, ce vreți să vă cert cu Vadim? Nu pot să vă cert cu Vadim. Deci, acest umor extraordinar, că el zice că nu are voie să spună ce gândește, dar a și făcut-o. A fost o scenă absolut delicioasă și observați câte paradoxuri apar aici. E o chestiune, într-adevăr, un test de logică de propusă elevilor, pentru că dacă îți spune, întâi a spus că e ceea ce el va spune, nu e ceea ce el gândește, poți să spui, domne, dar atunci ceea ce a spus lui Mihaiescu îi dă dreptate, de fapt, nu îi dă dreptate. Oricum o iei, este imposibil să faci o decizie. Dar nu se termină aici. Trebuie să vă spun că pe Cali ocupă, nu știu dacă ați observat, că e unul dintre parlamentarii cei mai solicitați de jurnaliști. Tot timpul, că ai spune că el este numărul 1 în Parlamentul României. Da. El este Mircea Dinescu, aici iarăși o inadecvare totală, ca să-l caracterizeze pe Cali, a adoptat un vers din Rainer Maria Rilke, vă dați seama această creație, Rainer Maria Rilke, și a spus că pe Cali este organul sexual al banului. Apa este al lui Rilke, dar aplicat de la Becali, asta e aparține lui Mircea Dinescu. Altul spunea, avem prea mulți Becali pe cap de locuitor. Dar iată o altă declarație a lui Becali, pe care n-am auzit-o eu direct, dar e produsă de un jurnalist în Casa Dencii. Becali ar fi declarat că nu contează că am cultura generală a unui sac de cartofi, faptul că am bani mă face om relevant care trebuie să-și dea cu părere. E foarte interesant că Becali are mai multe ipostaze, pentru că nu întâmplător a fost lăudat și de Dan Puric și de Mircea Ionescu Clintus. L-au lăudat pentru ce? Pentru că e un om milostiv, pentru că nu vine adevărat, este un om căruia poți să-i reproșezi o mie de lucruri, dar nu faptul că se preface. Nu cunoaște ipocrizia. S-a mai spus despre el, tot în Casa Dencii, mi s-a părut interesant, că Cali e ca un fenomen meteo. Nu-l poți da în judecată, așa cum nu poți da în judecată grindina sau ploaia. Trecem acum la alt personaj, generator de humor involuntar. Eu sper că la anul îl fiți invitat pe Cali aici. Iată o declarație a lui Dan Diaconescu, care de fapt, în anumită măsură, îl plagiază pe Becali. Iată ce declară Dan Diaconescu și amintiți-vă ce dialogul lui Becali cu Dan Pavel. De doi ani iau meditații pentru funcția de președinte al României și am învățat pe din afară totul. Despre Dan Diaconescu, asta spune Andrei Peșu, despre Dan Diaconescu n-ar trebui să știm nimic. Alt personaj memorabil. Vanghelie, Marian Vanghelie. Începând cu conjugarea verbului a fi,
în care s-a împotmolit de tot, până spun o declarație extraordinară. Asaltat de ziariști, refuz să spun mai mult, că cine știe ce greșeli de gramatică mai fac. Altă declarație. Trebuie să fii tare și bun ca să conduci o filială PSD, altfel te ejaculează imediat. Pe cum mă întreba de Daritului, mi-a dat cunoști verbul ăla ce înseamnă. Uite, nu vă supărați, eram cam nervos când am spus-o, am zis că de fapt știu ce înseamnă. Le plac sau nu le plac de mine, eu sunt vicepreședintele PSD ales la Congres. Cred că e interesant să reiterăm aceste, dar să înțelegem un lucru, că de fapt generatoare de omor involuntar sunt mai toate personajele cu o prezență publică insistentă. Au astfel de momente. E greu să le evite pentru că iată de pildă, vă dau un alt exemplu. Aceste personaje care s-au mutat, s-au transferat de la un partid la altul și au trecut din toate partidele politice, cum a fost aceea care a condus loteria română, nu știu cum o cheamă, Mică, care evident că sunt mereu surprinse că fac declarații care sunt cu totul anapora față de ce declarații când erau în alt partid. Și iarăși un fenomen de un generator de un umor involuntar extraordinar. E important să observăm aceste fenomene. Pe de o parte, pentru că ele ne reglează tonusul sufletesc și moral. Pe de altă parte, pentru că învățând să-l observăm la alții, e bine ca în felul ăsta să-l observăm și la noi înșine. Pentru că un om inteligent știe ca din când în când să râdă de sine însuși. Poate că asta este forma cea mai interesantă de humor. Dar în ansamblu, deci, a detecta formele de inadecvare ale humorului involuntar este o componentă esențială a spiritului critic. Fără de spirit critic, nu putem înainta. Am să mă opresc aici și vă spun în încheiere că pentru mine personal, problema prezenței slabe a umorului în procesul educațional este de multă vreme o preocupare este una din cauzele pentru care mulți elevi ajung la stres și la abandon școlar, pentru că negăsind această compensare de humor, de joc, de bună dispoziție în viața școlară, o caută în direcții vulgare unde se nimerește. Și asta este ceea ce vedem tot timpul, mereu aflăm, iată ieri o anchetă publicată, că unde erau elevii care absentau de la școală, erau în cluburi unde jucau jocuri de noroc, etc., etc. Deci, aici e vorba de o problemă foarte serioasă, adică faptul că școala de multe ori consideră seriozitatea cu gravitatea, adică nu înțelege că umorul este o componentă esențială a seriozității. Faptul acesta sabotează procesul educațional și viața socială. Vă mulțumesc pentru atenție.